Mari, am 37 de ani și sunt trompeta clasei sociale. Mari, să știi că te-am văzut la TV. Da, mi-a plăcut foarte mult. Așa sunt eu, mai cochetă. Îmi pun mărgeleturi o grămadă. Și da, pentru că mi-a plăcut mult, vreau să te întreb. Mari, vrei să fii soția mea? Nu, dar nu e nevoie să te emoționezi. Măi, tu ai făcut șpriț, măi, la vin? Poftim? Măi, eu nu beau apă, măi, ai pus apă în vin, măi, tu ești nebun. Vai, dar ce o să zică fetele mele? Bă, cum îți crești copiii, mă, cum? Nu mi s-a rupt apa, mă, mie mi s-a rupt sucul, mă. Oh, dar eu nu accept asemenea companie. Apa, măi, nu beau, mă. Din prima zi în care te-am văzut. Așa, eu sunt frumoasă, știu, ei. Am văzut că ești frumoasă și am zis, asta va fi femeia mea. Știu că de Sfântul Valentin îmi doream și eu ceva așa, măi, în gormă. Da, așa. Și pentru că te-am văzut și te-am plăcut și te-am iubit, vreau să te întreb ceva, Natasha. Ce, măi? Natasha, vrei să fii soția mea? Măi, în gormă, măi. Măi, tu mă șerti femeie, măi? Uite, Natasha. Uite, măi. Mă, dar și în el frumos. Nu vine să cred! Nu-i cu diamant, e cu berii. Ai, cel mai frumos ca tot care au putut să-l primesc, măi. E de 500 de grame, cum place mie din ala. Da, jumătate de kilo. Și cu bulbuși din ala? De tot, Natasha. Dacă-l pun un pahar strunșești? Da. Aaa, eu mă. Dar văd că n-am. Și m-am gândit și am ajuns la o concluzie. Mă, nu vrei tu? Pe cine? Să fii ăla de mă duce în fiecare zi la mă? Nu vrei tu să fii ăla care plătește cu mine întreținerea pe din două? Nu vrei tu să fii ăla care plătește chiria pe din două? Nu vrei tu să nu mai fiu eu vecina aia agasantă care bate în țeavă și să fiu vecina aia mișto care stă deasupra și bate la tine în țeavă? Interesant, mă, vecină. Dar ce propui, mă? Mă, vecine, dă-te în sânge. Nu vrei să fii bărbatul meu? Mă, vecine, dar să știi că mă bag, mă. Sună bine de o trecu. Ia, te așa. Bine, mă, atunci du-te și mută mașina de pe locul meu de parcare. Acum, ce este atât de important pentru mine? Vreau să te întreb. Vrei să fii soția mea? Da, vă mulțumesc pentru propunere. Vă rog, trimiteți-mi un mail pe adresa office@yahoo.com, iar eu și echipa mea de profesioniști vom lua o decizie în ceea ce mi-ați propus dumneavoastră. Vă mulțumesc! Dați-mi un mail pe adresa cum ați învățat dumneavoastră office@yahoo.mail și eu și întreaga echipă care ne-aș învățat atâtea lucruri, o să luăm o decizie în ceea ce privește propunerea. Da? Nu, ce, mă, vrei să-mi dai niște zlană? Nu, vreau să-ți dau un inel. Vrei cumva să fii soția mea? Nu, tură, Doamne, trăznicea Dumnezeu să te trăznească, mă, omule, mă! Nu stai să mă gândesc o țâră, dar nu te... Nu, da. Da, vreau. Gata, te-ai gândit? Nu, da, ce? Așa repede. Păi, dar nu, ce? Credeai că e vreo glumă despre cât de încet sunt sardelenii? Nu, tu mai, Doamne, noi luăm deciziile pe loc, na. Da, vreau, mă. Îi luăm.